Slăvitor, în numele Lui Iisus Hristos. Am ascultat Evanghelia din predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos, o parte din ea, prin care Domnul Iisus Hristos ne învață cum să ne punem încrederea în El. Cum să avem încredere în El însuși și nu în noi. Domnul începe spunând că luminătorul trupului este ochiul. Adică, la modul fizic mai întâi, dacă ai ochii limpezi, dacă vezi lucrurile care te înconjoară, nu te împiedici. Dar continuă cu câteva expresii care arată că se referă și la ochiul duhovnicesc, nu doar la ochiul trupesc. Că zice, dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Păi ochii știm că sunt curați tot timpul, tocmai de aceea clipim. La fiecare clipeală de ochi, noi iarăși spălăm ochii. Și apoi zice, dar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Asta înseamnă că se referă la vederea cea duhovnicească, la vederea lăuntrică. Zice eu că începe de la concepția noastră de viața fiecăruia. În ce perspectivă privim noi lumea aceasta, viața noastră pe pământ, nevoile noastre? Pentru că de aici pleacă toată preocuparea noastră zilnică. Dacă ne luăm după Duhul Lumii, ochiul nostru se face rău. Și atunci privim doar lucrurile lumii și ne privim în așa fel încât să dăm satisfacție lumii acesteia, trupului nostru, poftelor noastre. Și de aici apare îngrijorarea. De aici apare stresul. De aici apare depresia. De aici apar necazurile oamenilor. Pentru că nu văd duhovnicește. Pentru că Sfântul Pavel zice că omul duhovnicesc toate le judecă duhovnicește. Toate le gândește duhovnicește. Nu lumește. Atunci când omul își face o concepție de viață după Cuvântul lui Dumnezeu, după gândirea Sfinților, după gândirea lui Hristos, nu se mai stresează de nimic. Asta nu înseamnă că nu mai muncește, nu înseamnă că nu își face treaba foarte bine acolo unde l-a așezat Dumnezeu, nu înseamnă că nu este responsabil de familia lui, de apropiații lui, nici vorbă. Și înseamnă că pur și simplu face ceea ce îi stă în putință, dar are încredere că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă, mai presus decât puterea noastră de a lucra, puterea noastră de a face ceva. Vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a venit să spulbere de pe pământul acesta boala și durerea. A rămas în continuare și boală și durere. N-a venit să stârpească sărăcia. A rămas oameni săraci. Și a venit să ne învețe să privim alte lucrurile. Acum aici ar trebui să stăm să gândim în perspectiva vieții cele veșnice, toată viața noastră. Ați văzut ieri pe Sfântul Ioan Botezătorul cât de tare se îngrija el de cele pământești și cât încredere avea în Dumnezeu. Nu s-a stresat de nimic. Nu s-a întrebat niciodată, nu o să mor de foame. Nu, s-a dus în pustiu și a murit de foame. Nu. Nu s-a stresat ce o să se îmbrace. Ce haine o să-și ia. Nici dacă o să râdă lumea de el sau nu o să râdă, cu ce s-a îmbrăcat, dacă o să se uite chiorâși sau nu le-a mult interesat lucrurile astea. Dar pe de altă parte vedem pe tatăl său, pe Zaharia, care era preot, atunci când vine Arhanghelul, nu crede. Ce înseamnă asta? N-are încredere totală în Dumnezeu. Asta ne arată că e foarte greu pentru noi să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Că pare că atunci când vedem că ne împlinește Dumnezeu câte o rugăciune, că vedem că ne merge bine, uite, m-a ajutat Dumnezeu. Da, uite, bun. Dacă nu mi le împlinește, atunci nu mai e bun Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă și e tot așa de bun rămâne.
Dacă nu face după placul meu, nu rămâne la fel de bun Dumnezeu? Vedeți de ce? Vrea Domnul să ne învețe că toate cele câte li se întâmplă pe pământul acesta nu sunt altceva decât învățături spre viața cea veșnică. Și de aici, Evanghelia din ziua de astăzi vrea să ne învețe a ochiul cel duhovnicesc să-l curățim. Să nu mai aplecăm spre cele pământești. Și apoi, versetul 24 din capitolul 6 de la Matei, e unul din cele mai puternice cuvinte pe care le spune Domnul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni. Asta încearcă lumea din ziua de azi să ne convingă din ce în ce mai mult. Că putem să slujim la doi domni. Că putem să păcăm și capra și varza. Că putem să fim și cu lumea aceasta și cu Dumnezeu. Și culmea știți care este? Că experiența noastră, pe propria noastră piele, de multe ori ne demonstrează că se poate. Dar nu se poate la Mădureanu. Noi trăim, eu trăiesc pe pielea mea de multe ori starea asta, uite, pot să fiu și cu lumea și cu Dumnezeu. Dar dacă mă gândesc serios și sincer, atunci când aleg și lucrurile lumii, chiar dacă eu zic că sunt cu Dumnezeu, l-am pierdut. A plecat inima mea. Nu mai am legătura cu Harul. La fiecare gând, nu faptă, la fiecare gând, la fiecare vorbă, nepotrivită după voia lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează de noi. Și vedeți, într-una din rugăciunile de împărtășanii, zicem să nu stau prea mult departe de împărtășirea ta sau de Harul tău. Noi când ne-am rupt de Har, când stăm departe de împărtășirea cu Hristos, noi suntem pe cont propriu, nu mai suntem cu Dumnezeu. Și atunci suntem în pericol. Așa cum mi se spune că la mașină, dacă ne punem centura, suntem în pericol. Adică se poate să ne accidentăm sau se poate să nu. Dar riscul este foarte mare. Când suntem fără Dumnezeu, noi suntem la risc. N-avem nicio siguranță. Întotdeauna putem să o pățim. Întotdeauna putem să alunecăm. Și de multe ori, uitați-vă, noi ne îngăduim chiar să alunecăm. Apoi numai să nu cadă cu totul groapă. Dar dacă mai alunec câte un pic, parcă nu e așa mare problemă. Zice Domnul că din cei doi domni, Dumnezeu și Mamona, ori pe unul va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Pentru că inima noastră nu poate să fie dăruită în același timp și lui Dumnezeu și lui Mamona. Așa cum un soț, un bărbat, nu poate să se dăruiască soției în întregime dacă mai are și pe altă femeie în inima lui. N-are cum. De aceea Dumnezeu a sădit monogamia de la începutul lumii acesteia. Nu poți să ai ca și femeie în inima ta, sau ca bărbat, ca soț în inima ta, mai multe persoane. Poți să ai unul singur. Dacă zici că ai mai mulți, înseamnă că vei nici unul iubești. Aia e limpede. Ca și copii, altceva. Ca și frații, altceva. Dar atunci când te căsătorești, e la fel ca atunci când îți predai viața lui Dumnezeu. Total. De aceea, vedeți, e comparată de multe ori relația noastră cu Dumnezeu cu relația din căsnicie. Și probabil că Dumnezeu de aceea ne-a și lăsat și căsnicia și călugăria, pentru că și în călugărie e la fel. Ți-ai dăruit viața starețului cu totul. Ca să învățăm cum să ne dăruim noi prima dată celor pe care îi iubim și în felul acesta să învățăm cum să ne dăruim lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se dăruiește nouă total. Hristos, când a venit pe pământul acesta, s-a dăruit nouă total. Până la moarte, dacă noi asta am vrut. Să-L omorâm. Până la moarte ni s-a dăruit. Și acum, ne spune și nouă. Nu puteți să vă doriți lui Dumnezeu parțial. Numai duminica, sau numai din când în când. Și după aceea să fiți și cu Mamona. Mamona este Duhul Banului în special, dar în general, vedeți, românul zice că banul e locul dragului. Duhul agonisirii de avere, dacă vreți. Duhul lumii acesteia. Și pe de altă parte, vedeți, noi creștinii suntem în cea mai dificilă situație.
Pentru că nu ne dăruim total nici diavolului. Sunt oameni care s-au dăruit total diavolului. Și să știți că aceia nu prea au suferințe. Pe pământul acesta vorbesc. În sensul că diavolul îi ajută la foarte multe lucruri. Noi cei care suntem așa între călicei, astăzi într-o parte, mâine cealaltă, dimineața cu Dumnezeu, după masă cu celălalt, noi suntem în starea cea mai tensionată. Pentru că am vrea să ne îndulcim din toate. Zicea un părinte, citeam dimineață, când omul încearcă să se îndulcească din duhurile lumii, din darurile lumii, nu mai simte dulceața lui Dumnezeu. Și se îndulcește cu ele. Cu mintea, prima dată, după aceea cu simțurile, toate celelalte. Și ajunge că după ce se îndulcește, se pare rău. Eu zic că la toți credincioșii, după ce se îndulcesc din duhurile lumii, le pare rău. Că văd, Doamne, am crezut că așa de frumos o să fie. Dacă mă laud de celălalt, dacă mă apreciază celălalt, dacă gust dulceața asta de mâncare, de plăcere, de orice fel, așa satisfăcut o să fiu, asta e impresia pe care ne-o șoptește diavolul. Și când s-a terminat, mă, dar nu a fost mare lucru. Pe când cu Hristos, trebuie să depui un pic de efort. Asta ne arată Sfântul Ioan Botezătorul. Ne pune față în față cu două alegeri pe care noi îi facem zilnic. Vrem, nu vrem, zilnic alegem între Hristos și Mamona. Alegem să suferim puțin și după aceea să ne umplem de bucurie total și veșnic, sau să ne îndulcim puțin și după aceea acritură, necaz și durere veșnică. Ce mai ușor? Pe cine să aleagă în ziua de astăzi suferința și durerea? Ce răbdare? Că unii se cere nouă atâta suferință. Am fost săptămâna aceasta la o mănăstire închinată tuturor Sfinților. Părinte Găstin Pârvu a avut o uceniță, om de afaceri. O femeie. Mergea prin Turcia, făcea tot felul de afaceri și stângea foarte mult bani pe vremea respectivă și ducea darul la mănăstirea Petru Vodă și i-a zis părintele, și tu să te duci să faci mănăstire. S-a călugărit și a făcut o mănăstire la Poarta Albă. Închinată Sfinților care au muncit la canal. Le-am dus și pe fete să vadă ce înseamnă canalul Dunării Marea Neagră. Cât au muncit acolo deținuții, oameni credincioși, cât au răbdat arșița, durerea, frigul, osteneala, munca, cu bătăi, toate chinurile. Cât au trebuit să rabde oamenii aceștia pentru Hristos? Nu, ni se cere acum să răbdăm vorbe, nu știu cât ați luat bătaie pentru Hristos. Să răbdăm ispitele, și astea grele. Să răbdăm atracțiile lumii acesteia. De aceea, zice Domnul, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca. Pentru că sufletul e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Și ne dă exemplu păsările cerului. M-am tot gândit, de ce dat exemplu păsările cerului și câinii câmpului? Păi uitați-vă, noi zicem că suntem mai deștepți decât păsările cerului, nu? Și Domnul zice, ele nu se îngrijorează, nu se stresează, le adună în ambare. Și totuși, mor de foame? Nu. Se îngrijește Tatăl cel Ceresc să le dea de mâncare. E, dar noi nu suntem mulțumiți cu cine de Tatăl cel Ceresc. Noi vrem delicatese. Vrem feluri și feluri de mâncare. Și poate nici asta n-ar fi mare problemă, dacă nu ne-am stresat. Dacă am fi liniștiți. Dar atâta ne chinuim și ne torturăm unii pe alții cu ce, ce o să mâncăm săptămâna viitoare. Dar nu-mi place mâncarea cealaltă, dar nu-mi place aia. Când ar trebui să fim mulțumiți cu cine dă bunul Dumnezeu. Așa cum sunt păsările cerului. Ați văzut păsările să facă moftul la mâncare? Da, câinii câmpului, zice. Cât de mult se stresează, acum păsările au un pic de creier. Dar câinii n-au creier. Se îngrijorează dacă o să fie primăvara viitoare, oare să-mi dea Dumnezeu petale frumoase. Dar o să mă umple de parfum. Nu se stresează. Se lasă în mâna lui Dumnezeu. Și de aceea le pune Hristos în ziua de astăzi păsările și câinii în față, să ne învețe să fim măcar în starea lor de pace, de încredere în Dumnezeu. Să ne punem nădejdea mai mult în Dumnezeu. Și ați auzit apostolul din ziua de astăzi, din Epistola către Romani, care zice, arată
modul în care gândea Sfântul Apostol Pavel și creștinii, de fapt, toți creștinii primilor veacuri gândeau în felul acesta, încredințându-se că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru fiecare. Dacă vreți, ei știau, ochiul lor era atât de curat, încât știau că tot ce se întâmplă este spre binele lor. Și uitați cum zice Sfântul Pavel. Noi ne lăudăm în suferințe. Care dintre noi se laudă în suferință? Să ne plângem când avem un pic de durere, când avem un pic de necaz, ne începem să ne plângem, ne smărcăim în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Sfântul Pavel și noi ne lăudăm în suferințe. Și uitați-vă de ce. Nu era fanatic. Nu era nebun să se laude cu o suferință doar cu durerea. Nimeni nu se poate lăuda cu durerea. Nu-i plăcută durerea. Dar zice, ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, știind că suferința aduce răbdare. Deci dacă suferi împreună cu Hristos, ce se întâmplă cu tine? Te înveți cu răbdare. Ne plângem acum că n-au copiii răbdare. Dar noi avem? Nu mai avem nici noi răbdare. Omul care rabdă, cu cât rabdă mai mult, se umple de mai multă răbdare. Vă spuneam de cei de la canal. Cei care au suferit și au răbdat bătăile și suferințele și torturile de acolo. Vedeți că se mai stresau de o vorbă? Că spunea unul prostule sau nebunule sau ce știu cum. Nu-i mai interesat ce spun oameni. Noi suntem jigniți de orice vorbă. Păi nu s-o uitați la suficient de frumos la mine, nu mi-o dat like pe Facebook, doar așa m-am supărat. M-am necăjit. Da? Nu mi-o răspuns la minut, la telefon sau la mesaj. Nu se poate. Că nu mai avem răbdare. Și nu avem răbdare pentru că n-am suferit mai nimic. Și zice Sfântul Pavel în continuare, uitați-vă, e o scară de urcare duomnicească, a gândirii duomnicești. Suferința naște răbdare. Răbdarea încercare. Încercarea nădejde. Dar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Deci n-au oamenii nădejde în ziua de astăzi? Pentru că nu suferă? Pentru că n-au răbdare? Pentru că nu sunt încercați? Da, nu, trebuie să fim încercați. Și la serviciu acum, ce înseamnă să fii încercat? Să nu stai un pic experiență. Să cere să ai o experiență. Păi dacă nu treci prin suferință, cum zicea, am întâlnit un cuvânt de la Micul Prinț. Zicea Micul Prinț, o, dacă aș avea o gândire de acum, maturitatea de acum, ce frumos aș trece prin toate necazurile. Și Vulpe spune, dacă n-ai fi trecut prin toate necazurile, n-ai fi ajuns la maturitatea cea gândirea de acum. Astea sunt legate, strâns de olandă. Nimeni nu poate să ajungă la maturitate nici măcar intelectuală fără suferință, fără răbdare. De cum la o maturitate domnicească. Toți care au vrut să fie maturi, să fie stăpâni pe ei înșiși, au trebuit să treacă prin suferință, prin răbdare, prin durere, prin păcat, dacă vreți. Îmi spun părinții bisericii de multe ori, ne îngăduie Dumnezeu să cădem în păcate, deși nu vrem, deși știm că e păcat. Tocmai ca să ne smerim, ca să facem experiență în lupta cu păcatul, să nu mai bazăm pe noi înșine, ci pe Dumnezeu, și să avem încredere în Dumnezeu, că El ne scapă. Și de multe ori, când scăpăm de un păcat, zicem, oh, ce bine m-am luptat, uite, m-am rugat, am postit, sunt mare și tare. Și atunci te lasă Dumnezeu să cazi mai rău. Ca să te trezești de cap, să vezi că nu tu, prin forțele tale, ai reușit să vinești păcatul. Și smerindu-te, Dumnezeu și-a găsit locaș în inima ta și El este Cel care te ia de mână și te ridică. E grea mentalitatea asta. Și mie mi-a fost greu să înțeleg de multe ori și nici acum nu mi-s foarte lămurite toate. Care-i totuși partea mea? Nu? Avem și noi o parte. La mulți părinți ai bisericii am găsit că nu faptele tale te mântuiesc. Bun, dar faptele totuși n-au importanță. Sfântul Iacob zice credința fără fapte moarte. Și mulți zic, păi stai, numai faptele sunt importante. Dacă faci fapte bune, poți să nu mai mergi la biserică, poți să nu te mai spovedezi, te împărtășești, numai să fii om bun, să faci fapte bune. Și sunt mulți care fac fapte bune. Nu, stai un pic. Faptele bune sunt un efect al vindecării tale mentale și al vindecării sufletului tău. Sunt urmarea firească. Nu? Când omul începe să învețe. Normal că ia note bune, nu? Că știe.
Dar nu sunt scopul notele bune. La fel este și cu faptele. Faptele sunt notele. Dar nu este scopul. Să facem fapte ca să ne lăudăm noi cu ce fapte am făcut. Scopul este să ne vindecăm lăuntric, să-L primim lăuntric pe Hristos, să ne unim lăuntric cu El. Asta trebuie să fie preocuparea vieții noastre. Cum să mă unesc eu cu Hristos și cum să-i ajut pe cei din jurul meu să se unească și ei cu Hristos? La aceasta ne cheamă Evanghelia din ziua de astăzi. Și în primul rând, prin abandonarea noastră în mâna lui Dumnezeu. Nu prin renunțarea la luptă, nu prin renunțarea la a face fapte, ci prin tot ce facem noi, și rugăciune, și scriptură, și post, și biserică, și spovedanie, și împărtășanie, să ne curățim lăuntru, să-L golim de noi înșine. Și să ne, ca în felul acesta, smerindu-ne, să putem să lăsăm pe Hristos să intre în inima noastră. Așa a procedat la Împărtășitorul, așa a procedat Maica Dumnezeu, așa a procedat cu toții. S-au lăsat în mâna lui Dumnezeu. S-au bazat pe Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu a lucrat în viața lor. Dumnezeu lucrează în inima noastră doar atât cât îi dăm noi voie. De aceea, vedeți, se încheie Evanghelia din ziua de astăzi, zicând, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Asta trebuie să fie pe primul plan. Și toate celelalte se vor adăuga vouă. Ne dă El și mâncare, ne dă și îmbrăcăminte, ne dă și locuință, ne dă de toate. Dar să căutăm noi întâi împărăția lui Dumnezeu. Și înainte, cum verset zice, grija asta, îngrijorarea asta, ce mâncăm, ce îmbrăcăm, stresul acesta, zice, după acestea, neamurile sau păgânii sunt cei care se străduiesc după el. Deci, face o diferențiere între gândirea păgână și gândirea creștină. Mă, noi ce fel de gândire avem? Cam amestecată, nu? Cam, cum zic vederea mele, și. Și cu înșire. Păi ne cheamă Dumnezeu în ziua de astăzi să avem o gândire curată. Și chiar dacă mai cădem, mai amunecăm cu toții, să încercăm la nivel prima dată de gând, de minte, și apoi la nivel de inimă, să ne unim treptat cu Hristos până când ochiul nostru este curat și vede cele bune chiar în suferință, chiar în durere. Vede cele folositoare, așa zicem, cele bune și de folosul petelor noastre de la Domnul să cerem. În absolut orice ni se întâmplă, în orice cădere, în orice păcat, în orice deznădejde, să ne iei darul lui Dumnezeu spre a ne ridica, spre a ne curăți. Sau, mă întreba cineva, oare de ce oamenii, deși văd că nu pot fără Dumnezeu, li greu să se apropie? Li greu să trăiască cu Dumnezeu? Păi, în primul rând, din mândrie. Oamenii, suntem prea mândri în ziua de astăzi să acceptăm că Dumnezeu este Hârmuitorul vieții noastre. E prea dificil să cedăm euului nostru, egoismului nostru, mândriei noastre că noi ne descurcăm în fața lumii, asta vrem să arătăm toți. Noi ne descurcăm în fața lumii. Noi ne descurcăm foarte bine. Ori Dumnezeu tocmai asta vrea de la noi. Să lăsăm pe El să troneze, să fie El slăvit. Și adică să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor ca să vin văzând faptele voastre să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Ne ajute Dumnezeu ca grijile acestea să le punem în seama Lui. Să nu mai lăsăm nimic să ne îngrijoreze. Nimic să ne streseze. Nimic să ne întristeze. Și stând în brațele Lui, să ne umplem de bucuria cerului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.